alte aspecte privitoare la cultură și artă, profesorul dr. Mihaela Pala de București, Universitatea din București, iconografia Sfinților Împărați Constantin și Rena, de la Hurezi, între Renaște și Baroc. Doamna Palade, vă rog. Bun. Așadar, câteva cuvinte despre reprezentarea Sfintei Cruci în iconografia Sfinților Împărați Constantin și Rena de la Mănăstirea Hurezi. Deci, precizez, este un caz particular care se mai întâlnește doar la Biserica din Doicești și la Băbăbeni. Nu aș vrea să fac că timpul este extrem de limitat, adică asta este situația. Oricum, ceea ce doresc să rețineți este faptul că în perioada Băbăbenilor și sunt două lucruri care au atras atenția și apoi iconografia Sfinților Împărați Constantin și Elena și tablou votiv. Cu privire la reprezentarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, mesajul transmis era cât se poate de clar. Sfântul Mărcoveanu se dorea a fi un urmaș al Sfântului Constantin, așa cum Sfântul Împărat Constantin reușise să aducă creștinismul așa până la Teocul și până la legalizarea lui, și Sfântul Mărcoveanu, în perioada în care știm foarte bine Imperiul Otoman devenise extrem de agresiv, el reușește să realizeze această, să spunem, performanță de a salva Ortodoxia și nu doar aici, și în Sfântul Vașa Sfânta de Sus și dincolo de Carpați. Știi, poate bine, el s-a ridicat foarte mult, inclusiv în Păcărași, când a construit o biserică. Aici avem o scenă pe care, din păcate, nu știu că mi se da puțin proiectul, imagine clară. Se vede? Este imaginea pe care a prezentat-o și domnul profesor din Pronaus de la Curezi, și anume este deasupra avem bătălia, pardon, eu am zis că este bătălia lui Maxentiu, iar apoi se scenă cu botezul Sfântului Împărat Constantin și convertirea și toate celelalte prezente în Pronausul. Între altele, ce vreau să vă spun, deja începând cu biserica de la Curtea de Argeș, zidul despărțitor dintre Pronaos și Naos dispare. Ei bine, la Curezi intervine un anacronism arhitectural. Sfântul Mărcoveanu reașează din nou acest zid. De ce? Pentru că el avea nevoie de o suprafață picturală foarte mare. Pentru că la Curezi, când o să ajungeți, sper să vă aduceți aminte, aici mai avem o particularitate, sunt toate scenele sinaxabile. Deci absolut toate cele 360 de zile, inclusiv anul biserică, deci 29 februarie. După care nu întâlnim în cealaltă biserică, pentru că totuși nu are suprafața necesară, mai să stau puțin spațiată în așa. Și apoi, câteva reprezentări, ca să înțelegeți care este particularitatea de la Curezi, am ales doar pe acelea care sunt din perioada Brâncoveanilor. Este o scenă pe care deja o știți, aceasta e din Bolință, Mogoșorea, Biserica Mamon, apoi Bolința de la Mănăstirii Brâncoveni, deci Bolința, nu Biserica Mare a Mănăstirii Brâncoveni, Gura Modului, care acum, imaginea este un pic mai vechi, acum ea a fost răcele restaurată și este în jurul de Neonoraliu, apoi Biserica Mănăstirii Gohora, deci observați peste tot reprezentarea tradițională, Biserica Mănăstirii Sub Patrele, așadar, peste tot, apar Sfinții Mărcoveni, oricum era o prezență absolut necesară, dar acum, în perioada Sfântului Mărcoveanu, ei devin mai mult decât obligatorie, devin o prezență care intervine și cu un alt mesaj pe care o să-l vedeți. La Paradisul Imperator Avestic, Biserica Sfinților Apostoli, numai că Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi, iconografia Sfinților Împărați a suferit o modificare notabilă. Mulți o întrebare, iertați, nu mă numai este aici. Ați luat de 15 august, da? 15 august, da. Nu, el a fost din anul 15 august, a luat o dimineață, nu știu asta. Observați, unii frați în Naos, în partea dreaptă, îi avem pe Sfinții Împărați Constantin, dar deci vreau să simți diferența. Pe cruce apare Hristos răstignit. Este o prezență, nu s-a făcut să explicăm detaliile, le-am avut într-un studiu prezent mai de mult, și practic susțin această răstignire a lui. Nu apare doar acolo. Apare și în icoana care este pictată pe globovniță,
raporez în paradis, în icoana din paradis, paradis o de raporez, de la picioare să duc așa, apare pe această copertă care se găsește actualmente la Muzeul de Artă, realizată de Sebastian Nase, știe că Sfântul Profesor Nasena și familiei Galacozino și realizau toate operele, fiecăruia, tot ce era mai tare, realizau în Brașov și Sibiu. Iar meșterii de aici aveau chiar caiete de model pe care rămâneau cu modele balanche. Deci ca să nu se termină să nu așa. Și pe această copertă observați, coperta 4, apare Hristos răstignit. La Doicești, de asemenea, biserică care este în restaurare de când, de foarte mulți ani, poate. Acum, haideți să vedem puțin care a fost interpretarea pe care am dat. Îi se va una dintre interpretări, bineînțeles că sunt multiple care pot să fie date. Această răstignire a lui Hristos care apare. Analizând cele două situații, semnul grafic al crucii, așa cum îl vedem, nu impresionează așa cum o face crucifixul. Deci, din punct de vedere al informației vizuale, crucea simplă îți oferă o informație ca și cum ai întreba ceva, răspunsul ar fi da sau nu și cu asta nu e. Fără alte detalii amănunte și așa mai departe. În timp ce un crucifix vine cu o puzderie de informații vizuale pe care ți le pune în față. Oricât de împotopit ar fi o cruce, din punct de vedere vizual, percutat mai este crucifixul. El este cel care te impresionează. Iar în perioada aceea, în care știi, iar erau și persoane care știau să citească, am povestit un profesor Bergati de acea celebră, să știi, celebra Academie de la Sfântul Sava și toată această strădanie a Sfântului Crisofean de a ridica nivelul și poate de încărnica de a stabili un anume nivel de cultură și un nivel educațional al tineretului din perioada aceea. Cei care citeau totuși rămâneau puțin și atunci rolul imaginii pictate era percutan și rămâne percutan și acum, care nu știm să citim. Și atunci, să nu uităm, cum spune epistola de la Corinteni, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Așadar, în momentul în care ne raportăm la învățătura creștină, întotdeauna îl avem în față, sau avem în față această răstignire a lui Hristos. Așadar, arta iconografică propovăduia prin intermediul limbajului plastic, așa cum o făcea de secole, însă prezența lui Hristos răstignit și înviat este mult mai percutantă decât simplu semn grafic al celor două elemente, cel vertical și cel orizontal. Iar în plus, prezența lui Hristos răstignit este o readucere aminte a faptului că poartă povara și durerea întregii lumi. Deci știți că în toate tratatele de istorie, și dacă stăm să analizăm, perioada lui Grigorian este prezentă ca o perioadă, sau este prezentată ca o perioadă de, să spunem, relativă liniște, de înflorire economică, și așa mai departe, dar numai cei care au trăit și cei care au răspuit documentele vechi știu care a fost Bucimul și care a fost toată aceasta, e tot timpul, de fapt, în jucă. Iar dacă în 1717 s-a dus de la Trianopol cu Revolutul care pe ocazionă în perioada, o scurtă perioadă a fost capitala Imperiului până la Războarea lui Incendiul, el se întoarce cu învoirea și cu acest firmat de domnie pe piață, care, bineînțeles, n-a valorat mai nimic în momentul mazilic. Totuși, perioada era turbulă, era dură. Și atunci, între cele două situații, care este doar semnul crucii și situația în care avem pe Hristos și răstignit, contemporanii erau mai sensibilizați de ultima decât de prima. În plus, mai este o interpretare pe care eu am găsit-o, poate și pe care o prezint la părere personală, dacă vreți, și anume, o antiteză între renaștere și baroc. Pe scurt, dacă este să prezentăm aceste curente arhitecturale, renașterea înseamnă totdeauna armonie, claritate, echilibru, deci totul este transmis cât se poate de scurt, în câteva cuvinte, observați și niște pildă formele, cercuri, pătraturi, în timp ce elementele specifice la locului
că dreptul fundare e solidare să merge către colosal, către sistemul de curbă, contra curbă, adică curbă, contra curbă, da? Pe care le, sunt câteva exemple din arta. Iar aici este o informație, pur și simplu, da? Deci, aceeași informație poate fi transmisă prin mai multe foturi care fiecare dintre ele schimbă psihologic mesajul pe care noi îl transmitem. Da? Și atunci, în momentul în care ne raportăm la răstignire, cum spune de aceea, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, în epistola către evrei, și am ales această imagine din traversul mănăstirii Culesi, în care avem alegoria aceasta, și în care ochii, se spune în exora către ei, ochii ațintiți asupra lui Iisus Începătorul și Hristosul Credinței, care pentru bucuria pusă în lume, a suferit crucea. Și atunci, nu întâmplător că icoana cu Donator, nu doar și pentru că aceasta era ultima predica la picioarele crucii să apară sau cu bolțul, să apară Donatorul și asta știm și pentru că era și multe alte situații, nu întâmplător familia Sfântului Bărbogean. Așadar, această răstignire pe care avem, să imagine din bolnița de la Corezi, această răstignire o regăsim firesc și în iconografia Sfinților Împărați Constantin și Elena, care avem aici în bolnița mare. Iar acum e numărul de cât să rostesc, asemenea Sfântului Apostol Pavel, iar mie să nu decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume, așa cum au făcut și v-ați mulțumit și Sfinții Martiri pentru lume. Vă mulțumesc mult pentru